Doamnelor și domnilor, aici în persoană, 4 roți, un volan, o mașină inovativă! O să avem un nou prezentator sau coprezentator astăzi în acest material. Este The Thing din serialul cu Julie Adams. Îmi cer scuze pentru vânt, n-am burețel de la microfon. O să mergem, o să prezentăm, o să ne spunem părerea. O să vedem, el are 25 de ani și atunci am zis că e mai new age, așa, la fel ca pe jocul ăsta 408. Și să spună și el părerea, cum îi se pare, cum e volanul, cum stai în scaun, cum a fost mașina la drum, cum se simte puterea motorului, cum și cum. Ne-am urcat, am șofer. Șofer, că vorba aia mă bazez pe mâna lui. Să mergem înainte, să luăm și noi bagajele. Să vedem cum e. Da, e cu acolo, apasă cu butonul, frate, că ne descurcăm noi. Ideea e în mașini, ca să știi așa, pentru tine, așa, pentru viitor, când vei mai testa mașini, este foarte important și când te urci la prima vedere, cât de ușor descoperi comenzile normale. Băi, deci da, ne-am chinuit noi, de exemplu, cu deschis de portbagaj, cu, dom'le, de unde reglezi scaunul, de unde pornesc scaunele încălzite, de unde, știi? Ele trebuie să fie cumva la îndemână, pentru că în ziua de astăzi... La îndemână. La îndemână, da. Uite ce, când am mers cu un DS de la ei, nu am reușit să conectez telefonul foarte ușor, asta scurat, de știu. Păi nu, că ar trebui să spun. Da, corect. Cât de ușor conectezi telefonul de la Peugeot, da? Da, okay. Să facem cumva. Propria lui mașină să facem, da, dezastru. Bun, hai să-ți arăt ce mașină dăm premiu. Care stă cu mâna mai mult pe mașină? Ia mașina aici, nebun. Deci avem această cheie de la mașina noastră. Deschideți-ne, descuiați-ne portbagajul și nouă, vă rog. Noi nu suntem cu dați. Ce, mă? Nu e, mă, nu e de la noi. Ia mai apasă. Deci noi nu am încercat, am apăsat. Cu meniu. N-am. Se închide măcar? Mașina se încuie. Da, mașina se încuie, dar portbagajul nu. Decât dacă pornești motorul. Dar, adică, știi ce zic? Francesul nu a vrut să... N-am. O fi din setări? Noi nu știm tot astea, dar sigur e... Reaci, că nu e GT-ul. Da, păi noi ne-a dat ce a rămas. Ce facem? Stați pe mașină. Eu mi-am pus? Bă, dar nu puteai să pui rodica? N-am cu rodica, îmi pare rău. Dacă îți faci de sticăre cu rodica, spun. Uite, fii atent, tot internetul vede. Am să-mi fac și mi le fac roz numai de-a dragul. Așa. Puneți. Luci, tu nu știi, mă? Luci, tu ori fumezi la vârsta ta? Știu, ai tăi? Nu să nu te pun pe internet. Mama scrie, tata nu. Ia deschide, frate, aici unde e pus ăsta nou de Peugeot cu emblema asta nouă și... Ia vezi, după unde se deschide capota, ia. Asta e tot un test. Are manetă. Ce să aibă? Manivelă? Deschide ușa, că de-aia nu merge. Ia să vedem dacă găsesc ăla. Nu-l găsesc. De ce l-aș găsi? De ce aș găsi ăla? Ia mai trage o dată, oare? A, nu, nu mai, gata, e ok. Băi, uite așa arată. Așa arată motorul de 1.2 și 130 de cai, supraalimentat cu turbină. Bateria este de la Varta. Avem opritor pentru capotă. Am făcut aici aglomerație. Da, așa arată mașinile. Ca să nu ziceți că n-am cadre în mers. Am Mariuse cadre în mers. Uite ce frumos. Iată-ne la interior. Avem și chestia care conduce. Chestia care conduce. Adică Victor, pe numele lui, să nu mai zicem chestia. The Thing, da, așa. Sau mânuță, pe românește. Manuelă. Pe românește mânuță. Suntem la interiorul Peugeot-ului, noului Peugeot 408. Așa arată dânsul în interior. O să mai iau eu niște cadre cu close-up-uri și cu volan și cu infotainment și așa mai departe. Am putut să conectăm într-un final telefonul la mașină fără să folosim cablu, dar nu e vina mașinii, e vina noastră, că suntem superficial și nu vrem să citim manualul de utilizare. Așa arată spațiul din spate. O legendă spune că doar
un Peugeot 408 ne poate depăși acum. Îl văd în spate undeva. Da, ei vin pentru că la noi e problema cu range-ul. Noi avem 74 de kilometri și aveam 65 range, dar acum a crescut că am mers pe Eco și noi avem sechele cu range-ul. Hai să mergem mai încet. Da, ce spuneam de interior, o să vă spun părerea mea în principal. Îmi place, materialul e moale aici pe port. Au venit cu grila asta de ventilație, care se aseamănă cu niște modele. Uite mă, aveam benzinărie și aici, dar vezi? Ne-am panicat degeaba. Hai să mai mergem, ce noi nu oprim aici. Da, și materialul ăsta de aici e moale. Fața de ușă la fel se prezintă cu material moale. Aici un textil cu lumină ambientală. Piele, aici tot moale. Foarte ok, de-abia din partea de jumătatea de jos a ușii încep elementele un pic mai dure la atingere și aici avem piele pe acest calandru sau consolă centrală, vreți voi să-i ziceți. Cotiera îmi place că se deschide așa fracționat, avem și lumină în dânsa. Din nou vă spun, viteza acestei mașini permite doar unui Peugeot 408 să te depășească, uitați-vă în spate. Da. Da. Vizibilitatea, cum e vizibilitatea în spate, dacă tot vorbim? Măi, mi se pare super ok, oglinzile sunt super permisive. Da? Dacă întorci capul nu vezi nimic ce e drept, dar în oglinzi vezi foarte bine. Avem cameră de mașarier, e ok. Pentru parcare ne ajută. Asta e un lucru bun. Dacă vorbim aici de bord și de infotainment, avem un display aici frumos. Ce-i asta? Oh. Ia uite, bă. Spate. Nu știam. Chiar nu, acum am văzut-o când filmez. Mai cel, acum ne depășește. Și mai e una aici, uite, pe asta ți-o las ție dacă vrei. Trece. Hai. Bun. Și ziceam, navigația... Uite, mă, se vede mai bine acum. Da, navigația mașinii este oferită de TomTom, că scrie acolo, nu știam eu, să nu credeți că știu. Putem să folosim Waze-ul de pe telefon, avem un pachet media unde putem să punem muzică, lululalala, telefon, partea de aplicații unde avem aici toate nebuniile, de exemplu opțiunile scaunelor de încălzire, de aici pornim, scaunul încălzit, putem să reglăm, n-am făcut asta niciodată, dar fac acum, reglăm intensitate, aici avem settings, help. Avem și help for your safety, the functions. Asta e un lucru bun. Mă bucur pentru Peugeot că face chestia asta. Avem și butoanele astea care sunt niște scurtături, volum, start stop, selectorul, o să-i mai zic schimbător, selectorul de chei de viteze, modurile de condus care sunt eco, normal și sport. Eco, normal și sport. Dau pe eco că mui mai. Da, o dăm pe eco ca să avem combustibil să ajungem la destinație. Cuile de ventilație sunt super drăguțe și chiar sunt efectiv pe direcție. Ce au continuitate. Ce ai simțit tu când ai apăsat pe Eco Sport sau normal? Măi, pe Eco. Atunci când apeși pe Sport nu simți o diferență instant, adică e doar, cred că se întărește un pic suspensia, dacă okay. Există și atât. Uh-huh. Okay. În speranța și cu suflul din spate prinzi 190. Da, viteza maximă a mașinii este dată 210, nu cred că asta e atât de important cu cât merge maxim, da. Dar în datele tehnice este spusă cu 210 km la oră și 10,4 secunde 0-100 pentru motorul pe care am mai zis, este 1.2 turbo cu 130 de cai. Domnul Cuduba te-a văzut nehotărât, te-a văzut nehotărât și așa mă bag eu. Mă bag aici. Da. Clapete, avem aici clapete. Ah, ok. Dar dacă le observi, eu le-am simțit accidental și după aia am văzut că de la poziția volanului nu vezi plusul și minusul. Ok. Pentru că are numai plusuri și minusuri mașina asta. Bine, mai multe plusuri, părerea mea. Pentru okay. Bugetul pe care îl cere la prețul de start. Cât costă? Au zis oamenii ăștia că poți să iei cu aproape chiar până în 30.000, cu toate reducerile, când o să înceapă programul Rabla și cu toate discounturile și cu toate cele, e până în 30.000. Banii merită, chiar merită banii. Cum ți se pare la condus? Pentru că tu ai mers mai mult cu ea și uite, te mai las dacă vrei, uite, dăm un cat aici și te mai întreb mai târziu, ca să mai mergi, să mai experimentezi și să-mi spui. Da. Pentru că la început când te-ai urcat în mașină, ai zis că ți-e place volanul și poziția la volan, exact, după aia ai zis că nu-ți mai place volanul, da. Așa că de asta, te mai las să mai acumulezi experiență și să ne spui la sfârșit.
găsesc, sigur e ceva. Nu să n-avem. Hai mă, că avem și pe albastru. Albastru ăsta, nu? Sigla nouă, am zis, cameră, sigla nouă și cu poziționarea modelului în față acolo, sigla aici pe ușă, tot sigla nouă cu coama leului. Coama leului, variantă de echipare GT. Treaba cu sigla asta pe fond negru este că producătorii de mașini se pregătesc să lumineze ce înseamnă sigla din față pentru Peugeot, pentru Volkswagen, pentru fel și fel. Doar că problema este că încă nu este legislația pusă la punct pentru chestia asta, dar o să fie, așa că toată lumea va avea sigle luminate. Treabă bună, domne. Da, ce avem aici? Borduri. Bine, treaba cu volanul, discuția veșnică. Treaba cu volanul este că Peugeot s-a gândit să țină volanul așa, în așa fel încât noi să vedem display-ul peste volan, nu prin volan, cum am fost obișnuiți. Ce e tare este că acest display este cumva tridimensional. Mașina noastră de test n-a avut acest bord, așa că aflându-mă aici pentru a trage câteva cadre, a trebuit să pornesc mașina și am văzut nebunia asta. Extraordinar! Ce zici, mă, Victorie? Tu n-ai fost aici cu mine să vezi. Dar ți arăt eu după ce mănânci. Scrie acolo, ai cockpit. Probabil că așa se numește, dar vorba aia când ești de la țară, nu să știi. Da, mă, zi, mă, cum e? Cum ți se pare? Da, mă, e ok. E ok? E ok. Nu, te mulțumește? Da, mă, își face treaba, e frumușică, se conduce decentuț, adică vezi că sunt bipolar. Am momente în care o jur, am momente în care o complimentez. Volanul cum e până la urmă? Cum e volanul? Mie îmi plac volanurile rotunde. Ok. Adică să fie rotund, să pot să fac mișcarea clasică românească. Ăsta mă cam incomodează și nu văd, chiar nu văd aici. Chiar nu văd. Păi da, da, ți-am zis. Politica e să-l lași mai jos. Politica e să-l lași mai jos, dar la poziția mea l-a condus și când din câte am văzut și a ta, adică unui om înalt, nu pot să-l lași mai jos, că dau cu mâna în genunchi. Deci nu este o mașină pentru oameni prea înalți. Ok. Bine, spațiul la cap se zice că e safe aici. Da? Tu cu spațiul tău la cap. Eu cu spațiul meu la cap sunt ok și nu am scaunul dat jos la maxim. Ok. L-am mai ridicat. Și tu ai înălțimea okay. De? 1,90. Ok. Deci na, dacă ești mai înalt, acum nu știu ce cauți în mașină. Maxim de clasă. Da, mă, am zis să luăm și partea cu ambientalul din noul 408. Așa se vede. E și aici o lumină. Nu știu cât filmează telefonul meu noaptea, obiectivele astea pe care le-am curățat, le-am omorât, nu știu, s-a tocit iPhone-ul, ca să zic așa. Da, așa arată, iluminate fețele de uși stânga-dreapta, ceva aici în spatele ecranului mare, mai e o lumină aici unde este portul pentru încărcare wireless, acolo sunt ochelarii mei, au și o lumină, cotiera e și ea iluminată puternic și foarte adâncă. Așa, și aici buzunarele a căzut lângă și torpedorul, clar. Dar vorbeam așa de ambiental, mergem cu 140 de km la oră, mașina e ok, nu e un zgomot foarte mare, de fond, e ok. Da, ne-a plăcut mașina pentru segmentul ei de piață și pentru ce oferă. E o mașină cinstită. Acum, nu știu, ține de gusturi, de plăceri, de lucruri, de fiecare cum o vede, cum o simte. Gata, mă, ne-am întors de unde am plecat. Mașina e întreagă. Opa, n-am vrut să fac asta. Acesta a fost materialul cu Peugeot 408. Stickerul l-am lăsat acolo cadou pe dânsul. Sper că v-a plăcut, sper că a fost util. Am avut și mâna invitată. S-a dus la baie că face mâna pe ea. Mă gândesc.